Uitați aici, poșta este plină deja, se vede că n-a mai fost de mult. Da, cred că cineva a intrat la noi în casă, se pare. Se vede că a pătruns cineva pe geam, o să vedem înăuntru acum ce, dacă lipsește ceva. Dar avem o mică problemă aici, jos. Uitați-vă. Bună dimineața, după cum ați văzut poza și titlul, știți unde ne aflăm. Uitați aici, la draga noastră căsuță din Ungaria, a revenit. După 6 luni de zile, iarba deja a crescut, uitați cât e iarba. Și uitați aici, a venit și cu cățelul nostru. Și haideți să vedem exact ce se află aici înăuntru. Uitați aici, poșta este plină deja, se vede că n-a mai fost de mult. Și haideți să vedem, să deschidem poarta și să vedem ce se află înăuntru. Dacă reușim să deschidem ușa sau nu. Teddy, ai venit și tu la mine la casă? Uitați că am deschis. Haideți să înăuntru, să vedeți. Uitați aici. Plin de flori. E și buzul aici. Bun. Haideți acum să trecem înăuntru și să vedem și înăuntru ce se află. Uitați, așa arată casa. S-au pus și șinele acestea de ghidaj pentru tencuială. Aici au intrat haiducii, aici se vede, polea e desfăcută. Da, cred că cineva a intrat la noi în casă, se pare. Se vede că a pătruns cineva pe geam, o să vedem înăuntru acum ce, dacă lipsește ceva. Să vedem dacă rămâne tata uimit de ce a făcut fiul aici, în Ungaria. Oricum se văd schimbări majore făcute. Uitați aici. Așa puțin de pe geam, haide să intrăm repede pe ușă, să vedem cu exactitate ce este înăuntru. Haide să vedem. Wow. Ce zici? Uitați, aici e instalat sanitară, făcută, frumos. Acum haideți să vedeți și în baie, cum arată baia. Uitați aici, toată făcută cu righis, i-am montat. Dar avem o mică problemă aici, jos. Uitați-vă. A pătruns apa aici, la righis. Trebuie să vedem care e problema aici și văzut pe din afară. Poate o tras de la fațadă. Asta trebuie izolat. Da, în rest, uitați. Uitați aici pata, geamul. Eu zic că am făcut treabă faină băieții care au lucrat aici. Multe mulțumiri la instalatori și la băieții care au montat righipsul. Aici, în spatele meu, acum nu vă filmăm, că e puțin ca în dezastru. Dar haideți aici, în direcția asta, să vedeți ce au făcut băieții. Uitați aici. Aici am decupat frumos, ca să punem un geam, ca să intre lumea de afară. Geamul acesta din spate, panoul acesta mare. Și aici uitați-vă, toată tubulatura. Aici o să vină calorifer. Aici este panoul de control, frumos. Și aici în direcția asta la altă, iarăși un calorifer. Și aici este panoul electric, frumos. Uitați aici. Bun. Acum haideți și în bucătărie. Aici în bucătărie, după cum știți, am spart aici cu Alex atunci. Și uitați aici, electrica, frumos. Da, au pus băieții righipsul, tavanele, frumos. Uitați aici, au decupat ca să putem să deschidem geamurile, cum trebuie. Și haideți acum aici, în living. Aici este cupola. Și haideți aici, aici nu avem curent, din păcate, deocamdată. Este cam întuneric, dar uitați aici ce frumos iar au decupat băieții. Ca să deschidă geamurile, cum trebuie. Și da, mai este de lucru aici, din păcate. Dar ne dăjduim că o să iasă ceva frumos. Acum doar v-am arătat. Haideți și în dormitor să vă arăt. Uitați și aici. Instalația sanitară pe jos. Frumos. Aici tavanul de righips. Da, cam atâta. Haideți acum aici la lumină. Haideți acum afară și să încheiem acest episod. Da, am ajuns și afară și acesta este buzul. Îl luăm acum, trebuie să plecăm de aici. Da, din păcate, cum v-am mai spus, mai este mult de muncă aici, dar ne dăjduim împreună cu Alexandrina să terminăm acest proiect.
Eu am venit doar să vă arăt acum, puțin pe fugă. Nu am timp să fac nimic aici în Ungaria. Posibil că o să acoperim aceste panouri, uitați aici, de folie. Că nu vrem să intre niște musafiri nepoftiți aici. Luăm buzul și următorul vlog, care o să vă arăt în curând, ceva foarte interesant. Eu am fost Richard și ne revedem la următorul vlog. Bye!